Bună ziua, stimați susținători ai familiei Furdui, suntem în direct pe pagina oficială de susținere a familiei Furdui și vrem să demarăm o nouă campanie de proteste. Suntem fratele Ghiță Vatamaniuc și Daniel Serbia, suntem păstori și oamenii care se ocupă în zona de nord de acțiunile locale și suntem și parte a echipei de inițiativă și a grupului de susținere. S-a hotărât, datorită situației actuale, să repornim campanii de mobilizare. Ideea este, în fiecare sâmbătă, dacă reușim să acoperim, nu neapărat cu foarte mulți deocamdată, ci să fie constant, acțiuni constante. Vom împărți și flyere, o să punem mai târziu și flyerele și ideea este următoarea. Vom continua să susținem familia Furdui până când vor veni toți cei 7 copii acasă. Situația actuală este deosebit de dificilă. 2 fete știm cu toții că au primit, să zicem, aprobarea și sunt acasă. Este vorba despre Stera și despre Natalia. Dar aici mulți s-au oprit și au zis, da, este suficient, copiii sunt acasă. Ne pare rău să anunțăm oficial faptul că copiii nu sunt acasă, 5 copii încă nu sunt acasă. Probabil, pe viitor, ne așteptăm chiar și ca cei 2 copii mai mari să vină acasă, deoarece fiind trecuți de 16 ani, pentru ei o să fie probabil mai ușor, dar este doar o probabilitate. Apoi, ceilalți copii, este vorba de Ruben și Albert, sunt băieții de 11-12 ani, ei au fost mutați din Valsrode, aici aveau posibilitatea să meargă la școală și școala era lângă casă și ei foloseau ocazia asta și fugeau repede și îmbrățișau pe Petru și pe Camelia. Și după aceea mergeau la școală sau când plecau de la școală, făceau același lucru. Și lucrul acesta le dea putere să meargă înainte. Dar Jugendamt a hotărât ca acești băieți să fie mutați undeva în zona Bremen, probabil undeva cam la 100 de kilometri departare de aici. Părinții n-au mai avut dreptul să-i vadă aproximativ 5 săptămâni. Copiii Ruben și cu Albert au fost foarte dezamăgiți. Săptămâna aceasta tocmai a fost prima întâlnire cu ei. O întâlnire la care ei doar au plâns. Și nu le-a mers prea strălucit, să zicem așa. Categoric, după atâta timp, și speranța este destul de pierdută pentru ei. De aceea, vă invităm și chemăm la noi acțiuni. Apoi să luăm și pe cea mai mică, Lea. Înainte de proces, pe Lea părinții aveau voie să o vadă de 2 ori pe săptămână. Odată aveau voie să fie părinții cu Lea împreună, doar ei ca și părinți. Și a doua oară pe săptămână erau împreună cu toți frații și cu toată familia. Ei, vrem să vă spunem că de, să zicem, o lună jumate bună, sau de după proces, pe Lea au voie doar părinții să o vadă și lucrul acesta doar la 2 săptămâni. Deci vreau să fie clar puțin, situația actuală nu este tocmai cea mai fericită în care să ne oprim din aceste acțiuni de protest. Tocmai din această cauză am hotărât împreună, astăzi suntem cu bisericile din Hanover și din Hamburg, aici câteva persoane, câți am reușit să ne adunăm într-o sâmbătă. Vom continua astfel de acțiuni, însă încercăm să le continuăm să fie diferite. Dacă sunteți oameni care puteți să aveți o grupă direct de 30 de oameni sau de 40 de oameni și puteți să vă organizați, să fiți direct organizați, vă invităm să ne anunțați. Numerele noastre de telefon se pot găsi, numărul meu este public pe internet, dar și dacă nu, deci căutați și veți găsi fără nicio problemă. Scrieți pe pagina Susținem Familia Furdui. Suntem o grupă de
40 de oameni și putem să facem, am să vă dau doar un exemplu, într-o sâmbătă să acoperim un protest în care să facem o piesă de teatru timp de o jumătate de oră în care să prezentăm drama familiei Furdui. Sau să vă dau alt exemplu, se pot face alte feluri de proteste cu smile-uri. Va trebui să încercăm să ne folosim imaginația, să creăm lucruri diferite. Cam lucrurile acestea aș fi vrut să le spun pentru toți cei care susțin familia Furdui. Suntem astăzi în Balsrode, în fața primăriei, cred că se poate vedea, te rog să filmezi. Suntem în fața primăriei. Noi ne vom ocupa întotdeauna de ca aceste acțiuni să fie legale. Și astăzi avem echipaj de poliție, avem reprezentanții primăriei cu care s-a vorbit și care ne-au dat acordul să fim aici. De aceea vă invităm, indiferent că sunteți din Germania sau din alte părți, alte țări, nu contează, chiar dacă este Anglia, cea țara care aproape foarte bine a susținut, am vrut să zic cel mai mult, dar nu cred că aș putea separa vreo țară care a susținut mai mult decât cealaltă protestul mare pe care l-am avut în data de 27. Și tocmai de aceea apelăm și la Anglia, și la Italia, și la Franța, și la Austria, și toate țările acestea să se ridice și să se mobilizeze. Luați legătura cu noi și vom coordina lucrurile într-o manieră plăcută, într-o manieră frumoasă. Vom încerca să fim și vorbitori de limba germană. Astăzi nu vom avea discursuri, dar vom face o tură și vom împărți flyere. Se poate scoate un flyer, dacă cineva să-mi dea un flyer, Sonia, te rog să-mi dai un flyer. Da, mulțumesc și eu tuturor celor care astăzi și-au făcut timp și sunt în locul de față, Biserica din Hamburg și Biserica din Hannover. Domnul să vă binecuvinteze și, cum spunea colegul meu, Daniel, apelăm la voi să fiți în continuare alături de familia Furdui. Și aceasta o dovedit cel mai bine, rezervându-vă timp ca o sâmbătă să fiți aici. Veți primi suport logistic din partea noastră, cât și de la Hamburg și de la Hannover, cu cazare și cu ajutor logistic. Domnul să vă binecuvinteze. Vă așteptăm la Balsrode. Fiți binecuvântați. Ok. Ich würde mal kurz auf Deutsch das wieder noch mal kurz durchsprechen. Das kann sich abkürzen danach. Wir sind gerade heute, 18. Juni 2022, online. Wir sind im Balsrode vor dem Rathaus. Wir sind eine Menge von den Menschen, die unterstützen die Familie Furdui. Zweck ist, dass alle Kinder der Familie Furdui nach Hause zurückkommen. Es ist so, wir werden nicht aufgeben. Wir sind nicht zufrieden mit nach einem Jahr, was bis jetzt geschehen ist. Ein Jahr und zwei Monate fast sind vorbei. Und das Jugendamt hat immer noch keinen Plan, wie diese eine Familie zusammenkommen wird. Gesetzlich, das Jugendamt hat die Verpflichtung, dass die Familie zu unterstützen. Und zwar, wenn sie eine Inobhutnahme durchführen, müssen gleich auch einen Plan erstellen, wie diese Familie wieder zurückkommt. Das haben die bis jetzt immer noch nicht gemacht, weil im Voraus, da sind Vorüberlegungen, die haben gewusst, dass die haben die Eltern eingestuft als nicht erziehungsfähig. Damit sind wir nicht einverstanden. Ja, wir sind Menschen, alle Menschen tun auch Fehler. Es gibt keine perfekten Eltern, sogar wie auch keine perfekten Kinder. Also, wir können nicht auseinandernehmen, weil die Eltern nicht perfekt sind oder weil die Kinder nicht perfekt sind. Wir müssen einen Plan erstellen und es soll ein Plan erstellt werden, damit die Familie wieder zurückkommt. Und dafür ist Jugendamt zuständig, um Beratung zu anbieten und Unterstützung und sogar mit allen möglichen Kursen und notwendigen Maßnahmen zu unterstützen. Wir sehen eindeutig,
hier in Walsrode, das hat nicht stattgefunden. Deswegen sind wir als eine Menge von Leuten als Unterstützer hier und wir unterstützen die Familie Fudori. Wir unterstützen gleichzeitig, das wissen wir auch, andere Familien, die bestimmt gar nicht wissen, aber die sind in der gleichen Gefahr, dass einmal bei dem Zuhause sich zwei Personen von der Behörde stellen und vorstellen und sagen, eure Kinder gehören uns. Also nochmal ein großes Ausrufezeichen. Die Kinder sollen in der Familie und nicht außer der Familie groß wachsen. Wir sind hier in Walsrode, ist berühmt in Deutschland für den Vogelpark. Das Vogelpark ist ein Beispiel, wie eine Familie von Vögeln, deren Kinder in deren Nest wachsen lassen. Was hat hier das Jugendamt? Die Kinder aus dem Nest rausgeholt und irgendwann werden die geschubst, damit die fliegen sollen. Es kann sein vielleicht, dass eine Strategie ist, ist aber nicht eine menschliche und nicht eine normale Strategie. Die normale und die menschliche Strategie ist, die Familie zusammenzuführen. Deswegen, wir unterstützen die Familie und wir rufen weiter zu weiteren Aktionen. Es ist nur das die Anfang. Wir werden neue Aktionen durchführen und ich möchte mich vielleicht sogar bei dem Walsroderer entschuldigen für diese Unruhe, die wir ab und zu machen. Also es hat nicht mit ihnen zu tun, es hat nur zu tun, dass diese Familie wieder zusammenkommt. Das ist der Grund, warum wir hier sind und wir unterstützen, bis diese Familie zusammen ist. Wir bedanken uns. Was können Sie tun? Sie können an die Behörde schreiben, auf unsere Homepage oder auf Flyer, die wir setzen. Wir haben auch E-Mails geschrieben. Sie können an die Behörde schreiben. Wenn Sie auch eine Person sind, die betroffen ist, können Sie auch uns schreiben. Wir werden versuchen, auch mit Ihnen uns in Kontakt zu setzen. Vielen, vielen Dank. Wir werden eine kleine Runde, einen kleinen Marsch hier noch machen. Es wird nicht alles unbedingt vorgetragen online, aber grob und im Großen und Ganzen wollen wir alles vortragen. Schönen Tag, 34, 35 Grad haben wir. Wir haben noch Wasser. Vielen, vielen Dank an alle Unterstützer. Vielen, vielen Dank an alle Leute, die hier zusammengekommen sind.